În buna tradiție a politicii târgoviștene, dâmbovițene, adversarii noștri politici, în loc să vină cu proiecte, în loc să vină cu propuneri concrete, constructive, în loc să-și asume o dezbatere administrativă corectă, pe față, pur și simplu recur la o serie de gesturi mizerabile, incalificabile. Aseară, municipiul Târgoviște a fost împânzit de un flyer, ca să spun așa, denigrator. De fapt, o campanie care este continuată la adresa noastră și care a început în urmă cu câteva luni, se pare că la Târgoviște a face politică înseamnă a arunca mizeria pe jos și a-i lăsa pe alții și a-i obliga pe alții să o strângă. Aducând în discuție un proiect, cel legat de centura municipiului Târgoviște, și acuzându-ne pe noi, cei care încercăm din răzputeri să salvăm acest proiect, de eșecul său. Referitor la centura municipiului Târgoviște, eu am făcut foarte multe precizări pe acest subiect, dar se pare că unii ori n-au înțeles, ori se fac că n-au înțeles. Proiectul privind modernizarea și reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgoviște este un proiect care a demarat în anul 2009. În anul 2010 era semnat contractul de execuție. Termenul de finalizare a acestui proiect fiind august 2012. Ei bine, la momentul respectiv au existat numeroase solicitări din partea echipei de implementare a proiectului, 3 la număr, potrivit cărora constructorul respectiv, la momentul acela Sececast SRL, nu își îndeplinește obligațiile contractuale. Cu toate acestea, timp de un an de zile, conducerea primăriei municipiului Târgoviște, de la acea dată, a refuzat rezilierea contractului, ajungându-se în situația ca echipa de implementare a proiectului să-și dea demisia și numai la acel moment contractul a fost reziliat cu 7 zile înainte de împlinirea termenului contractual. Deși contractul era la momentul respectiv la 23%, deși existau numeroase probleme de calitate, astfel încât un an de zile s-a bătut pasul pe loc în mod absolut inexplicabil în cadrul acestui proiect. La momentul la care actuala echipă a venit la conducerea primăriei Târgoviște, respectiv în februarie acest an, pe centura municipiului Târgoviște nu exista încheiat contract de execuție. Deci din 2012 până în 2015, aproape 3 ani, la primăria municipiului Târgoviște nu s-a încheiat contract de execuție pe ceea ce înseamnă proiectul privind centura municipiului Târgoviște. Dacă la această perioadă mai adăugăm și perioada 2009-2012, vedem că sunt
aproape 6 ani în care, pe ceea ce înseamnă proiectul privind modernizarea și reabilitarea centurii municipiului Târgoviște, nu s-a făcut aproape nimic. Ce s-a întâmplat din februarie 2015 a însemnat contractul de execuție. Într-o perioadă de câteva luni de zile este absolut evident că nu s-a putut realiza ce nu s-a făcut în 6 ani. Cu toate acestea, față de proasta gestionare de către constructor a acestui contract, am decis formularea unei plângeri penale pe care am și depus-o la parchet. Plângere care vizează săvârșirea 7 infracțiuni, din care amintesc: deturnarea licitațiilor publice, faptă prevăzută și sancționată de dispoziția articolului 246 Cod Penal, înșelăciunea, faptă prevăzută și sancționată de art. 244 Cod Penal, falsul în declarații, faptă prevăzută și sancționată de art. 326 Cod Penal, falsul în înscrisul semnătură privată, faptă prevăzută sancționată de art. 322 Cod Penal, uz de fals, faptă prevăzută și sancționată de art. 323 Cod Penal, tentativă de obținere ilegală de fonduri, faptă prevăzută și sancționată de art. 306 Cod Penal, și constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prevăzută și sancționată de dispozițiile art. 367 Cod Penal. Dacă, la momentul 2012, în momentul în care s-a constatat faptul că respectivul constructor nu își îndeplinește obligațiile contractuale așa cum ar trebui, deci dacă la acel moment s-ar fi procedat cum am procedat noi în momentul de față, vă asigur că la această dată proiectul ar fi fost finalizat. Și anume, rezilierea imediată a contractului, tragerea la răspundere penală și civilă a celor care se fac vinovați, încheierea imediată a unui nou contract de execuție și continuarea proiectului. De asemenea, în cadrul plângerii penale pe care am formulat-o, Primăria Municipiului Târgoviște se constituie în calitate de parte civilă pentru întreaga sumă pe care, pentru a finaliza acest proiect, suntem nevoiți să o suportăm din fonduri proprii. Deci era nevoie de continuarea acestui proiect, era nevoie de continuarea acestui proiect pentru a evita returnarea finanțării pe care municipiul Târgoviște a primit-o până la acest moment, undeva la 23 de milioane. În acest context, aruncarea în spațiu public a unor asemenea mizerii reprezintă, din punctul meu de vedere, o încercare disperată de a arunca cu noroi din perspectiva unui an electoral 2016 care, iată, la Târgoviște se anunță a fi un an foarte încins. Sunt pur și simplu dezgustat de această modalitate de a duce o luptă politică. Și cei care se pretează la asemenea mizerii
probabil, doresc ca în 2016 să conducă primăria municipiului Târgoviște. Această lipsă de responsabilitate, această lașitate în a-ți asuma și a duce o confruntare